O femeie de 78 de ani din Baia Spri a fost salvată de polițiști după ce fiica ei din străinătate nu a mai reușit să o contacteze de câteva zile. Acțiunea s-a întâmplat marți când polițiștii din Baia Spri au fost sesizați telefonic de către o femeie din Marea Britanie cu privire la faptul că a încercat să-și contacteze de câteva zile mama domiciliată în Baia Spri, dar aceasta nu a răspuns la telefon. Polițiștii de proximitate din Baia Spri s-au deplasat la adresa indicată de apelantă, constatând că ușa de acces al imobilului este închisă și din interior nu răspunde nimeni. Pe un geam lateral, polițiștii au reușit să observe o femeie căzută în baie, fapt pentru care au forțat geamul pentru a pătrunde în imobil. Norocul a fost că la fața locului se afla agent șef adjunct tot Paula din cadrul poliției orașului Baia Spri, care i-a acordat primul ajutor femeii, solicitând totodată de urgență și un echipaj medical pentru a-i se acorda îngrijirile necesare. Ulterior, femeia de 78 de ani a fost transportată la spitalul din Baia Mare în vederea efectuării de investigații suplimentare.